Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit alături de noi și cu această ocazie la emisiunea Vieți schimbate. Sunt gazda dumneavoastră, Eunica Herlea, și cu această ocazie aș dori să vă prezint câteva dintre ironiile lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de fariseism. Fariseismul este un fenomen foarte ciudat care a pus stăpânire în toate timpurile pe credința adevărată și care, a căutat să lase doar carcasa religiei în față, golind de tot ceea ce este esențial. Pentru seara aceasta am ales să aduc în fața dumneavoastră un pasaj foarte interesant, cu care sunteți familiarizați, sunt sigur de aceasta, însă aș vrea să surprindem împreună ironiile pe care Dumnezeu le strecoară aici. Sunt niște ironii usturătoare care ne ajută să ne reevaluăm viețile și să vedem dacă nu cumva suferim de această boală a fariseismului. Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 9: <coughs> Vindecarea unui orb din naștere. Și Sfânta Scriptură spune câteva lucruri aici. Când trecea Isus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorul, cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb. Iată intriga. Iisus întâlnește pe un orb din naștere. Și uh, întâlnim aici mai multe, mai multe planuri narrative. Da? Pe de-o parte, este. Cel al Lucenicilor, unde sunt anumite discuții, anumite dezbateri. Un alt plan este cel al fariseilor și al cărturarilor, care au alte dezbateri și alte frământări, alte preocupări. Iar în fundal este cel al orbului și al familiei lui, dacă vreți, cireașa de pe tort. Pentru că Dumnezeu strecoară aici cele mai fine ironii și, în același timp, și usturătoare. Iisus le-a spus N-a păcătuit nici el N-a păcătuit nici părinții lui S-a întâmplat așa Ca să se arate în el Lucrările lui Dumnezeu Bineînțeles că Iisus nu l-a lăsat pe om Doar ca să sufere Și să fie supus Unor teste și unor discuții Despre cauza Bolii sale Despre cauza faptul că el s-a născut orb. A recurs la lucruri simple. Și aici este o ironie a lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis, du-te de te spală în scăldătoarea siluamului, care tălmăcit însemnează trimis. El s-a dus, a spălat și s-a întors văzând bine. Foarte interesant. Nu tu dezinfecție, nu tu tratamente speciale, să iei... Deci imaginați-vă scena aceea, să iei scuipat, da? să pui cu pământ și să îi ungi ochii. Și acum du-te și scaldă-te în scăldătoarea siloamului și vei fi vindecat. Ce ironia lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de preocupările noastre foarte, foarte... Foarte profunde vis-a-vis -vis de viață, vis-a-vis -vis de sănătate. Uneori chiar suntem obsedați de lucrurile acestea. Însă, Dumnezeu ne demonstrează aici că viața și sănătatea sunt în mâinile Lui. Bineînțeles, nu înseamnă că trebuie să sfidăm legile sănătății, nu înseamnă că trebuie să sfidăm igiena. Însă, aici, Isus arată că El este chiar deasupra acestor legi și uneori le poate răsturna. După ce a făcut această minune apare un scenariu foarte, foarte interesant. Că vecinii care îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor, ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zice, eu sunt. Mari discuții. El a răspuns, Omul acela căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea siluamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a încăpătat vederea. Unde este omul acela? Unde este expertul acela? Să ne arate și nouă metoda prin care tu ai fost vindecat. Uneori suntem atât de dornici de a-L explica pe Dumnezeu și minunile Lui, încât nu mai există niciun pic de loc pentru credință. Și în pasajul acesta o să vedeți că inclusiv cei care făceau parte din elita religioasă au vrut să explice minunile Lui Dumnezeu, să găsească rețeta, să facă și ei minuni. Ceea ce nu puteau explica nu exista pentru ei. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în continuare experții religioși care au vrut să explice tot ceea ce se întâmpla și tot ce nu era în sfera lor de influență, tot ce nu era explicabil prin înțelepciunea lor, tot ce nu era sub autoritatea lor, Purta eticheta de anatema. Însă, dragii mei, ori de câte ori se întâmplă acest lucru, acest control dictatorial, fie că vorbim de stat, fie că vorbim de uh, biserică, fie că vorbim de o firmă, în momentul acela devenim ridicoli și lucrurile scapă de sub control. Ironia aceasta lui Dumnezeu apare în discuțiile cărturarilor și ale fariseilor cu orbul care au încercat să nege această minune care era atât de evidentă. Au dus la farisei pe cel ce fusese orb înainte, la experți. Experții în teologie, experții în dogmatică, experții în omiletică. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dragii mei, însă mulți Dintre cei așa zis și experți, nu mai cred o boabă în Dumnezeu. Doar afirmativ. I Aduc aminte, student fiind. Am avut un curs de Biblie. Și la un moment dat, expertul care era în fața noastră s-a făcut vulnerabil și a zis, dacă vreți să împuneți întrebări, puteți să împuneți. Și bineînțeles, unul mai îndrăzneț a zis, spuneți-ne, domnule profesor, cum este viața dumneavoastră devoțională cu Dumnezeu, viața dumneavoastră de rugăciune. Știți ce a spus? Îmi pare foarte rău, sunt atât de ocupat cu studiul încât nu am timp de așa ceva. Sunt atât de preocupat să devin expert încât nu mai am timp să stau cu Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că mulți experți îngroapă teologia, unii îngroapă economia, alții îngroapă sănătatea. Așa că, atunci când auziți titlurile acestea de experți, nu cam ceva împotriva lor, dar fiți atenți, pentru că s-ar putea să nu fie ceea ce este în spatele titlurilor. Au adus pe farisei, experții în teologie au adus la farisei pe cel ce fusese orb înainte. Era o zi de sabat, când făcuse Isus tină și deschisese ochii mare problema asta. Îți dai seama să faci o minune în sabat, să salvezi pe un om din mizerie, să îi redai vederea, pentru că era orb din naștere. O mare problemă. Când eram când eram păstor, mi-aduc aminte că de multe ori la, la dezbaterile studiului biblic erau atâtea certuri și mai spuneam eu la, la școala aceea de studiu biblic, școala de certuri. Pentru că esența era cearta, cine să aibă dreptate, cine să, să iasă deasupra cu ideile lui. Nu atât de mult aflarea adevărului. Era o zi de sabat când făcuse tină și deschisese ochii. Și din nou farisei l-au întrebat și ei, cum și-a căpătat vederea și el le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd, simplu, cum se-a pus tină pe ochi? Te-ai spălat și vezi, mă, dar tu cu cine crezi că vorbești aici? Tu crezi că lucrurile sunt atât de simple? Pentru ce scriem noi tratate de teologie? Pentru ce l-am pus noi în cărți pe Dumnezeu? Pentru ce l-am pus în povestiri și în predici interminabile? Ca să vii să ne spui că lucrurile sunt atât de simple, păi noi o să ne pierdem toți clienții în cazul acesta. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Foarte interesant. Aveau în fața lor un om care și-a recăpătat vederea, și-a căpătat vederea pentru că nu a avusese niciodată, o minune clară și în momentul acela i-au spus, știi ce? Omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu se încadrează în doctrinele noastre. Și dacă nu se îngadrează în doctrinele noastre, el nu poate să vină de la Dumnezeu. O prejudecată fixată inclusiv asupra lui Dumnezeu, asupra lui Isus Hristos. E posibil ca în bisericile noastre să avem același tipar de gândire, adică dacă cineva nu crede cum credem noi, să punem pe el această etichetă nu vine de la Dumnezeu. Gândiți-vă, vă rog, pentru că am pus atâtea garduri în creștinism. Și în momentul când cineva nu corespunde cu grila noastră de gândire religioasă, spunem, el nu vine de la Dumnezeu, nu are cum. Pentru că nu crede exact cum credem noi. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. A început studiul biblic, a început o școală. De sabat, în care unii spuneau: Nu se poate ca să se fi făcut această minune, iar alții spuneau: Pe păi da, este evident. Au mers iarăși la orb. Este interesant că erau atât de orbi, ei, încât l-au chemat pe orb de atâtea ori încât ar fi vrut să-l convingă: Nu e așa, că nu ai fost orb niciodată. Și să-i să bage în cap ideea că uh, nu este adevărat ceea ce a făcut Isus în viața lui. Unii se prind atât de tare de, de ideile pe care le au învățat de mici și neagă anumite lucruri chiar când sunt foarte, foarte evidente. Iudeii l-au chemat pe orb. Și el le-a spus, este un proroc. Un proroc. Numai asta nu vreau să audă. Când se gândeau la Isus că le ia enoriașii, când se gândeau la Isus că este cu totul și cu totul atipic, când se gândeau la Isus că învață noroadele cu putere, când se gândeau la Isus că uh, oamenii sunt vindecați prin puterea Lui, când se gândeau la Isus că atrage mulțimile după el pentru că era cu totul și cu totul altfel, și apropo ca o mică paranteză, nu știu de ce vrem să-i punem pe toți oamenii în aceeași cutie, să-i radem ca și gândire la același fel de a gândi, astfel încât să corespundă unor standarde. Însă aici vedem că Isus Hristos a fost total atipic pentru vremea în care a trăit el. De fapt, dacă nu este prea mult ceea ce vă spun, aș vrea să vă gândiți la următorul lucru. Isus nu poate fi încadrat în niciun tipar religios sau politic. Repet, Isus nu poate fi încadrat în niciun tipar religios sau politic. Spuneți-mi, dumneavoastră, ce religie a avut Isus? Spuneți-mi, dumneavoastră, din ce partid a făcut parte Isus? A fost liber și de aceea avea putere. Este un proroc, închid paranteza. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până n-au chemat și pe părinții lui. Bun, bun, hai că tu văd că bați scâmpii aici. Cheamă pe părinții tăi. Poate ei o să-ți bage mințile în cap, poate ei o să te convingă că nu s-a făcut această minune în viața ta. Sunt unii care încearcă să facă presiuni asupra noastră, să revenim la stilul retrograd de gândire, să negăm orice miracol din viața noastră și dacă nu reușesc, apelează la cei dragi. Sună, auzi, mă, vezi că băiatul vostru și-a pierdut mințile, vezi că spune niște povești foarte trăznite, auzi, Iisus i-a deschis, deschis ochii și că a făcut lucrul ăsta într-un mod cât se poate de simplu, nu i-a făcut nicio operație, nu i-a făcut nicio anestezie, i-a pus tină pe ochi și omul ăsta vede. Spuneți-i și voi! Că și-a ieșit din minți și că nu s-a întâmplat așa ceva. Ați întâlnit uh, astfel de, de mecanisme? Încearcă să te convingă pe tine. Dacă nu reușesc să te tragă în jos, sună pe părinți, sună pe rude care sunt foarte sensibile la ceea ce spune lumea. Și, apropo, dragii mei, noi, ca români, avem o boală cronică în ceea ce privește. Atenția la gura lumii. Ce spune lumea? Că e bine, că e rău, nu contează. Să nu crești cumva, să mergi într-o altă direcție, să schimbi un anumit mod de gândire, că de ce o să zică lumea? Ce o să zică lumea, dragii mei? Când treceți prin necazuri, prin suferință, când rămâneți singuri, atunci ce mai zice lumea? Însă, vedeți cum funcționează acest mecanism al manipulării. Au chemat pe orb? Nu s-a întâmplat o minune în viața ta. Au chemat pe părinți. Să știți că nu a fost o minune în viața lui. Și părinții au zis, și aici apare ironia, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce îl privește. Iarăși, o pastilă aruncată în curtea lor, și bineînțeles, imaginați-vă cum a început să le crească glicemia și cum a început să le crească tensiunea la farisei, când au văzut că iarăși au probleme, că nu pot să țină sub control acel fenomen ciudat care era lipit de Isus Hristos. Minunile lui, predicile lui, influența lui și-au insistat. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Vă place credința aceasta? Strămoșească, pentru totdeauna, înfiptă în niște idei fixe, ca să ofere stabilitate minților tâmpe. Unii consideră că dacă se ancorează în niște piloni fixi de gândire, în niște prejudecăți sau în niște obiceiuri pe care nu le schimbă niciodată, aia înseamnă baza credinței. Însă, oamenii de frică au reacționat așa, s-au eschivat ca să nu fie dați afară din sinagogă. Oare a devenit creștinismul nostru astăzi la fel de totalitar și de fixist în ceea ce privește ideile și regulile, încât, dacă cineva nu mai corespunde, să fie dat afară? Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei. Oare? oamenii ar trebui să se teamă de conducătorii religioși sau să-i iubească, dragii mei. Dacă tremurați în fața conducătorilor religioși, lăsați-i în pace, pentru că aceia nu sunt slujitorii lui Dumnezeu. Oamenii în fața cărora tremuri, mai ales în acest domeniu al spiritualității, nu au de-a face... Dumnezeu. Și nu mă refer aici la respectul care trebuie oferit, nu mă refer aici la oamenii care se impun prin viața lor, prin felul lor de a trăi, ci mă refer la oamenii totalitari, la oamenii cu o personalitate schizofrenică, ce pun mâna pe conștiințele oamenilor și caută să-i țină acolo să le ia banii, să îi manipuleze, să le spună ceea ce doresc ei și să-i țină acolo în întuneric și în prostie, astfel încât nimeni să nu plece. Dacă țineți cu Iisus, vă dăm afară din sinagogă. Ei și ridicoli. Și aici este o ironie. Când pierzi autoritatea spirituală și cea legată de caracter, nu-ți mai rămâne altă armă și altă metodă de a-i ține pe oameni lângă tine decât forța coerciția, amenințarea, manipularea, minciuna. Și la asta au recurs ei, pentru că deveniseră, dragii mei, niște impostori, niște monștri sacri. Și este plină lumea de astfel de monștri sacri care țin pe oameni în frică. Dacă faci asta, ți se întâmplă asta, te bate Dumnezeu, te trăznește, o să vezi, te blestem. Mi-aduc aminte, am luat uh, pe cineva uh, o față bisericească, nu spun uh, confesiunea, uh, pentru că nu doresc să vexez pe nimeni, respect pe toți frații creștini și necreștini. Nu acesta este scopul meu. Uh, vreau să surprindeți mecanismul. Uh, uh, Imediat după ce l-am luat la stop pe, pe omul acela, era un cleric și a început să mă ia la întrebări, ca la securitate. Ce faci? Păi zic, sunt pastor, eram pastor atunci și la ce biserică? I-am spus la ce biserică merg și la ce biserică slujești și auzi, nu vrei să vii la biserica mea? Păi zic, mie îmi place dialogul, îmi place să discut, însă nu îmi place să intru în contradictoriu și să pun cuiva mâna în gât, să-i spun faci ca mine sau dacă nu e, e rău. Bineînțeles că văzând că nu poate să, să biruiască uh, adversarul lui de discuții, adică pe mine, uh, a început să mă blesteme. Să spună, auzi, ești un blestemat, ești un bătut în cap, nu vrei să pricepi că lucrurile stau așa și am spus, dragul meu, te ascult, cu plăcere sau cu mai puțină plăcere, însă te rog, nu mă forța să cred cum vrei tu. Uite, te duc până unde dorești, pentru că e în drumul meu, dar de aici încolo te rog să nu mai spui nimic. Bineînțeles, când am ajuns acolo, a trântit ușa, a început să mă blesteme, a început să să spună toate câte în soare și în stele. Exact așa făceau farisei. Dar asta îi făcea să fie din ce în ce mai ridicol, pentru că ei pierduseră cu totul controlul. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este un păcătos. De unde știau? Cu ce au dovedit? Pur și simplu au afirmat-o din burtă, pentru că nu aveau nicio dovadă. Este și tehnica asta de intimidare, știți? Atați pe cineva, pui o etichetă pe el și până să se dovedească ceea ce ai spus tu că este o minciună, trec mult, mulți ani, poate, sau multe luni, sau multe săptămâni, pentru că deja minciuna a fost aruncată. El a răspuns, iarăși ironie, dacă este un păcătos, nu știu. Eu una știu că am fost orb și acum văd Imaginați-vă cum s-au roșit la față și ce, ce grimase au avut oamenii aceștia în momentul când orbul, fostul orb, le mai dă una. Nu știu dacă este păcătos sau nu, dar eu una știu, că am fost orb și acum văd. Puterea exemplului și experiența din viața voastră, dragii mei, nu va putea fi contrazisă de nimic și de nimeni niciodată. De aceea, lăsați pe cei care vorbesc gratis. Mergeți pe calea voastră cu Dumnezeu, fiți autentici, nu încercați să fiți măscărici, nu încercați să imitați pe cineva, fiți voi înși vă. Pentru că de aceea v-a dat Dumnezeu minte ca să vă păstrați originalitatea, să vă păstrați personalitatea. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut, cum ți-a deschis ochii? Iarăși, interogatorii, asta se face și la, la spălarea de creier, știți, de multe ori insistă cu o anumită uh, propoziție, frază sau cu un anumit tratament coercitiv, până când omul cedează și zice, da, cum vrei tu, așa este, nu mai lasă-mă în pace, lasă-mă să fiu liniștit. Aici este mirarea, versetul 30. Că voi nu știți de unde este și totuși El mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui pe acela, îl ascultă. Dacă omul acesta n-ar venit de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Ce bombă aruncă aici orbul. Ce predicator elocvent. Ce discurs simplu, dar care este ca o ghiulea de tun. Imediat lovește exact în ambiția și în mândria lor, care ascundea, de fapt, goliciunea spirituală. Credeți că au recunoscut un om încăpățânat, un fariseu? Și, apropo, să știți că religia poate să deformeze gândirea cum nu deformează nimic altceva. Religia prost înțeleasă a născut moștri și catastrofe la nivel social, economic, în, în istoria, în istoria noastră. Dacă nu pot să te conving, nicio problemă. Tu ești născut cu totul un păcat și vrei să ne înveți pe noi și la o dată vară. Ești avar. N-avem nevoie de tine. În finalul pasajului, rămâne Isus cu orbul. Și aici este o ironie. Orbul nici măcar nu știa bine cine este Isus. Dar pentru că Isus a făcut o minune în viața lui, a dat o mărturie puternică despre el, chiar dacă nu știa cine este. În finalul acestei narațiuni, Isus se întâlnește față în față cu orbul. Și să-l întreabă: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: Și cine este, Doamne, ca să crede în el? L-ai și văzut, i-a zis Isus. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el. Și s-a închinat. Apoi Isus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Bună dimineața! E seara acum. Cum erau, dragii mei? Erau sau nu erau orbi? Putem să dăm singur răspunsul. Vedeți cât de ridicol ne face credința prost înțeleasă. Și aici apare ironia lui Dumnezeu. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, suntem experți, știm de toate, știm teologie, știm tot, avem tot adevărul. Noi suntem busola spirituală a omenirii. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Provocarea aceasta de a fi autentici, de a crede pe Dumnezeu, de a avea această experiență cu Isus Hristos vindecătoare este pentru fiecare dintre noi. La vieți schimbate vorbim despre un proces prin care viața noastră devine mai bună. Veți avea destui care să vă tragă înapoi și să spună nu, nu stai liniștit, nu s-a întâmplat nimic în viața ta. Însă va trebui să mergeți pe drumul acesta pe care ați început să mergeți cu Dumnezeu. Și indiferent ce s-ar întâmpla, oricât de mulți experți ar veni să vă convingă de contrariu, răutăcioși fiind, să vă urmați conștiința și drumul pe care vi-l trasează Dumnezeu. Iar pe orbi, lăsați-i în pace să vorbească cât vor, pentru că vor rămâne așa toată viața. Dumnezeu face minuni, însă nu face niciodată minuni cu forța. Ironiile lui Dumnezeu nu sunt niște ironii răutăcioase. Sunt niște ironii pornite din inima plină de dragostea lui Dumnezeu, ca să ne corecteze și să ne ajute să ne vedem adevărata stare. Dacă le înțelegi, ferice va fi de tine. Vieți schimbate. Să fie și viața ta, o viață schimbată. Și, cât despre ironiile lui Dumnezeu, să-ți fie de folos pentru ca să fii un om sănătos, la minte, la trup și la suflet. Amin! În finalul acestei emisiuni doresc să vă mulțumesc, dragii mei, pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. Doresc să vă invit cu drag săptămâna viitoare, sâmbătă seara, la ora 7. Să fim împreună, să deschidem scriptura și să mergem împreună pe acest drum al vieților schimbate.